Prieteni, bine v-am găsit aici, în miez de noapte cel puțin, în momentul în care eu filmez acest episod. Știți sigur, bine v-am găsit, perioada de transferuri, perioada de iarnă, încă continuăm nebunia, încă ținem de frâie nebunia ce se întâmplă aici la CFR Cluj. A revenit hype-ul, așa peste noapte aș putea zice. Mă gândeam, bă, că nu prea, bă, CFR, aș face alcărimă, dar deja cum vine Messi, numai când mă gândesc că vine Messi, Sissoko, Toby și toți ăștia, și desigur s-ar putea să le au și pe Aguero și pe Sane. Wow, totul depinde de poză, frate, totul depinde de acest jucător, dacă pleacă odată de la echipă sau nu, dar la prețul de care vreau eu. Tot am ținut de prețul acestui jucător, pentru că știu că merită și încă încerc să obțin aceste prețuri, dar cred că 12 este prețul maxim. Hai să cerem măcar 13 și dacă îmi dau 13, hai mă frate, un milion, nimeni nu dăm. Pula mea, un milion în plus acolo. Bă, câte echipă trebuie să o picată numai din cauza asta. Și Camora se transferă la Swansea. Nu. Ai, în sinea mea speram să mă refuze Camora această ofertă, pentru că eram foarte indecis, era bătrân, era momentul să plece, nu mai făcea nimic. Deja tot îmi scria mesaje că una ca alta, că dacă nu, transfer list me, boss, nu știu ce, nu știu cum. Pe de o parte, dacă nu vine o echipă bună, l-aș fi păstrat în continuare. Aș fi zis, nu te retragi la noi, la CFR Cluj. Dar pe de altă parte, vine Swansea, care mi se pare o echipă foarte mișto și e păcat să nu pleci la Swansea. Swansea care, nici nu știu, în momentul actual, tot în Liga a doua, ori fi sau au reușit, nu, da, tot în Liga a doua este Swansea. Dar totuși, băi, e championship. Ia uite-l, Camora, lângă Naughton, lângă toți băieții ăștia aici, așa, ia uite ce frumos. Ia, de lângă Dyer, stăteam și mă uitam peste echipă, că nu prea o mai cunosc. Ia uite, l-ai pe Dyer acolo, un atac Asoro, Cullen. A, pe nu-i de mirare că n-au avansat înapoi în prima ligă. Dar totuși, Swansea, bro, e Swansea. Loan Pașcanu, de ce l-aș da pe loan pe Pașcanu? Nu înțeleg, dar încă aștept oferta aia pentru Pozo. Dar știți ce, nu vreau să aștept foarte mult, să nu-l pierd pe Aguero. Gândindu-mă, Aguero ar fi cel mai mișto lucru, chiar dacă și Sane e un pic mai tânăr, e mai rapid, e mai una și alta. Gândindu-mă că, băi, dacă acum l-am luat pe Messi, și l-am luat pe Messi, e argentinian, de ce să nu-l aduc pe Aguero? Uite ce mișto ar fi atacul Aguero, Messi și totodată când o să primesc acel mesaj, știi, că jucătorii se duc la naționale să joace. Pleacă ăla, pleacă Pașcanul la România, pleacă ăla la nu știu cum, ăla la nu știu ce și după aceea vine Messi și Aguero, pleacă de la CFR Cluj la Argentina să joace la naționale. Frate, e un alt nivel, știi cum zic? Bun. Nu prea îmi place că eu a trebuit să spun că să fie crucea și așa mai departe. Mie ca ăsta, asta e. Am scăpat. Am vrut să zic, mie ca el, știi, să-mi zică, bă, cât vrei salariu, știi? N-aș ști. Serios? Acceptat? Stai un pic, eu i-am scos bonusul ăla de 1 milion de euro, ați observat? I-am scos bonusul și am dat, bă, accepti? Și de obicei, știi, zice, nu, ok, dacă îmi scoți bonusul, vrem cu 10.000 de euro mai mult la salariu. Așa se întâmplă de obicei, dar acceptat și așa, fără nimic. Wow, cred că l-a văzut pe Messi acolo, că vine și Messi și... Da, Messi și Aguero la CFR Cluj. Bă, ești nebun. Messi și Aguero la CFR Cluj împreună cu Sissoko și Toby Anderweireld. Bun. Da, desigur, unii vor înțelege gluma, alții vor comenta. Într-adevăr, e trist, știu. Dar, da. Ok, l-am adus pe Aguero, am făcut decizia finală, am zis, Aguero, haide bro la noi, pe Trilă, frate, la Swansea, nu o să joace la Swansea. N-aș zice nu un loan lui pe Trilă, chiar dacă nu prea am jucători în momentul actual, n-aș zice nu, știi, să-l transfer undeva, dar undeva unde chiar să joace, știi? Aia mi-ar fi schema. Bun,
Bine ai venit înapoi, așa, bun, bun. Deci, ce mi-ar mai trebui? Tot depinde de poză, dar văd că nu pleacă poză de la noi, de la echipă, deci nici eu nu știu ce transfer să mai fac. Dar nici nu știu să accept 12 milioane, e prea puțin pe jucătorul ăsta. 13, mă, 13 mi se pare foarte corect pe acest jucător. Opinia mea personală, desigur, dar hai să mai încercăm încă o dată. De data asta nu mai încep cu 15, cum știu ce, cu 13. 13 milioane. 10 milioane 900. 12 900. Pui mei. În sfârșit. 12 milioane 900. Hai, 13 milioane să rotunjim. Galata se pare că îl cumpără pe Pozo. Posibil să-l cumpere pe Pozo. Și stai un picuț că eu știu că l-a mai vândut pe cine la Galata? Că am mai vândut un jucător la Galata. Dar mă rog. Ok, ok. Acum stăm cu Pozo, să vedem când se duce, știi? Ia să vedem, s-a dus. Opa, Pozo sold, da. Da, din greșel, Browse Jobs. Ok, l-am vândut pe Pozo. 12 milioane 900 ne-au revenit 10 milioane în buget și avem o grămadă de bani. Chiar 15, 16 milioane. Wow. Ok. Să iau un KM, eu zic că un KM n-ar strica, un KM de ăsta pur sânge. În locul lui Moruțan și Moruțan să rămână rezervă, luăm un KM șmecher șteker. Și în rest ar trebui să fie ok. Hai să ne mai uităm încă o dată. Transfer. Transfer hub. Și. Ia să vedem. Deja știu că am făcut transferurile care le doream să le fac, știi, cu toți ăștia. Și acum e mult mai relax. Deci, ce ar fi șmecher la CFR Cluj? Sabun să ar fi fain, dar deja prea mult evoluat și e prea scump. Nu, Mățanu Gomez n-ar fi rău că evoluează foarte bine, dar Harit expiră, nu, Olaru, Dani Olmo, mamă, bă, valorează 30-68 de milioane acest Dani Olmo, wow. Iter ăsta e destul de interesant, nu prea are finishing, dar totuși 18 ani, tânăr. Stanciu. Am putea lua pe Stanciu. 10 milioane, Stanciu. Ha. 10 milioane, zice, a? 10 milioane, Stanciu. Român, de-al nostru. Vine frumos, joacă acolo, țac-pac. Sau l-aș putea lua pe băiatul ăsta, TT, care e un pic mai scump, dar e tânăr, 20 de ani. Deci, ce evoluează? TT zici, na? Și Borsici n-ar fi rău. Pă, Balaure, e băiatul ăsta, dar nu ne ajută. Bentaleb acolo ar putea și-l cap. Cam, o, Ziacup, de pe vremuri. Uai, de câte ori luam eu pe turcul ăsta să joace la noi la echipă. Ce vremuri, mă, cu Ziacup. Wow. Parcă aș vrea să iau de dragul vremurilor pe tipul ăla. ar fi o chestie, nu? Ia să vedem, Puig, pe ăsta îl chem Puig, Kim Johnson, Cicldău, Nistor, Cataldi, Chaka, mulți români am pus aici, ce drept, Kubo, n-ar fi rău nici Kubo, Țigancov prea scump, iai, Denis Mann, Paulinho, nu prea am KM-uri. Nu prea am jucător pe KM, din câte se bine vede. Sau să le iau pe Greenwood. Da, Greenwood, cred că e pe acolo la overall ca și ăsta nostru, frate, cum îl cheamă. Da, Moruțan, aia. Așa poate mai pai, ce atacant care să coboare jos, știi, să fie jos ca și un KF. N-ar fi rău sârbul ăsta. Jovelvici. 9 milioane și uite ce jucător. Uite ce jucător e ăsta. 9 milioane cu finishing, cu tot. E de luat în seamă. E de luat în seamă tipul.
Sau Teixeira, 7 milioane, și uite ce stats-uri are. Cred că încep să se iau decizia finală în sfârșit, nu? Sau 5 milioane pe un jucător român. Hey, are release clause de 2.500.000, de el valorează între 5 și 7 milioane. Drăguș, bine ai venit la CFR Cluj. Asta m-a convins să le iau pe Drăguș. El valorează 5 milioane, idioții ăștia au pus un release clause de 2.500.000 și mai mult ca sigur n-au reușit să semneze un nou contract cu Drăguș, din cauza că el mai mult ca sigur cerea un salariu mult mai mare sau așa ceva, care respectiva echipă nu putea să-i ofere, mă gândesc. Wow, ok, bun, așa, și atunci vedem noi, facem pe careva acolo cam de urgență. Hai că-ți dăm 10.000 de euro, așa, și la semnătură îți mai dau 400.000 de euro. Frate, n-am dat nici la granzi ăștia mari care am venit la club asemenea bănet, dar îi dau lui Drăguș pentru că îi merită și pentru că este român de-al nostru. Bun. Ia uite, Drăguș, pululu, hei, Drăguș joacă și ca și LV, are pace, wow, și agility, sprint speed, stamina. Băi, ești prost, ce bun e ăsta, măi, ești nebun. Cred că Barco, mai degrabă, da, Barco ca și cam, și atunci Drăguș ca și LV, și avem o echipă al naibii de faină, avem rezerve, mă rog, ăștia brazilieni ăștia sunt cam dubioși, știu, poate n-a stricat altceva acolo. Avem pe Pașcan, avem pe Buboc, avem atac, avem apărare. E o echipă chiar faină, aș putea adăuga așa. Da. Fire. Știu că poate pe unii s-ar putea să-i plictisească chestia asta de stau și mă gândesc și facem transferurile, dar poate că sunt printre voi și de ăștia cum sunt și eu, care pur și simplu ador această etapă dintr-un joc. Practic, asta este și cea mai importantă treabă dintr-un joc, transferurile, tacticizarea, bă, să le iau pe ăla, să nu le iau pe ăla, să mă gândesc, uite, la prețuri. Eu, uite, am stat puțin, nu m-am grăbit și l-am luat pe Drăguș, care l-am luat ieftin, al naibii de ieftin, în sensul în care el valorează 5 milioane spre 7 și a avut un release clause de vreo 2.500.000. Deci, hei, știi cum zic? Hei, e treabă bună. Galata vine din nou la noi. Bă, dar 3 jucători cred că am văzut la Galatasaray. Mă rog, ar fi 3 cu Costache. Cred că 2 jucători am văzut deja la Galata sau... Nu cred că am mai finalizat transferul ăla. Mamă, dar ce memorie slabă am. Mergem Turcia. Unde ești tu, Turcia? Super League. Galatasaray. A, Păun s-a dus la Galata, da, mă, Păun era, mă, ăla. Și Pozo, da, 2. Pozo și Păun s-au dus la Galata și ăsta ar fi fost al treilea, că bine am zis eu bine, ok. Da, ia uite, CFR pe penieră pentru Galata, cum v-a zis. Băi, eu mai am bani. Știi cum e? Mai am bani, dar totodată n-aș ști să transfer în momentul actual al jucător de bani ăștia sau să-i lăs, dacă ia clubul, știi? Dacă nu știu ce, dacă nu știu cum. Aș mai avea ceva bani. Ar fi păcat să-i lăs acolo. Știi cum zic? Ar fi păcat să-i lăs acolo. Ce ar fi fain la CFR, cea mijlocaș, în locul lui Tejera, zic și eu, nu? Hai să vedem ceva șmecher în locul lui Tejera. Mijlocașilor, unde sunteți? Aici sunteți. Rojas, așa, pui Ciprian, dar ai 20 de milioane. Ăsta e 10, o Zeacup. De dragul vremurilor. Pe bune, de dragul vremurilor, de câte ori îl transferam pe ăsta în FIFA 14 și dacă nu 15, îl rețin pe ăsta din ceva FIFA, că luasem aproximativ în fiecare ăsta, mai ales când eram la Milan, că era ieftin omul și chiar avea stats-uri foarte bune pe cât de ieftin era pe vremea aia.
sau mă rog, ieftin, corect la preț, să zic mai corect, așa mai, na. 11 milioane pe un jucător care are 4 stele weak foot, 4 stele skill moves, joacă KM, KDM și KM, 28 de ani încă este foarte ok. 78 overall, este turc, ceva așa mai diferit. Este Oziacup, vremuri de demult. Și, cum zic, da, hai să vedem dacă și reușesc să îi dau măcar 40 la salariu, nu hăp 60, 40 mi s-ar părea foarte mișto dacă ar vrea. Ar fi super. Ia să vedem, amu, urmează momentul. 39! Ho-ho-ho-ho! Bun, mă! Oare să-ți lăs bonusul sau să... Hai că-ți lăsăm bonusul, că-ți lăs bonusul ăla, dar hai să văd. N-ai vrea 35? I-am zis măcar 40, dar uite, s-ar putea... Da! Au acceptat! Super! 35.000 pentru o zi acupă, acolo salariu. El vrea la jumate, am zis eu, la jumate, tu ai 66, pac, tăiem în jumătate, bun. Și așa am mai rămas câțiva bani și pentru conducere, să nu mă dea afară, să zic că uite că ai lăsat clubul fără bani, am mai zis vreo 3 milioane și ceva acolo. Și l-am luat pe Oziacup, altfel, ia uite, pac, și-l aducem aici în locul lui Tejera, Oziacup, simplu și frumos. O echipă corectă, o echipă la fix și desigur din sezonul viitor, care de-abia aștept și cred că și voi așteptați, o să vină Messi, o să vină Aguero, o să vină toți acești jucători incredibil de importanți și incredibil de, bă, ești nebun, știi? Deci aia e reacția, cum era tipul ăla în Last Fierbinți, parcă era un meme, un meme pe Facebook, era o fază, știi, cu, bă, ești nebun. Așa vor fi toți care vor vedea echipa echipa CFR-ului. Băi, ești nebun! Doamne, ai, sunt încă 4 ore rămase în această perioadă de transferuri. Numai să nu uit, aveți, să nu uit să lăs ultima oră să vedem dacă au mai făcut și ăștia din campionat ceva transferuri. Vine ofertă pentru Intu de la Antwerp, dar nu vă refuză oferta asta. Permanent Intu este acolo ca rezervă, a plecat Djokovic, deci am chiar e rezervă. Așa, mai este ăla, or, hai să vedem ce s-a mai întâmplat pe aici. Gazmetan, vedem aici, a cumpărat doi jucători de vreo 400.000 de euro. Cei de la Iași au cumpărat un jucător de 500.000 de euro, îmi place, ba, am vrea să zic că îmi place că nici măcar unul nu a luat un jucător liber de contract. Se pare că a luat Sepsi, unul Smith, l-a luat liber de contract, Viitorul a luat doi jucători liber de contract, Angulo și Eriksson, Clinche nimic, Astra nimic, CFR Cluj a vândut jucători în valoare de 25-26 de milioane de euro și am cumpărat jucători în valoare de 15 milioane de euro, deci clubul e pe profit 10 milioane dacă e așa. Numai când te uiți acolo și scrie Messi, Toby, Sissoko și toți ăștia. Ohohoho. Craiova a luat un jucător liber de contract și Steaua cred că a văzut mai înainte, numai l-a vândut pe Bălgrădean și n-a luat nimic. Bun. Deci cam atât pentru această perioadă de transferuri și acum să vină Champions League-ul, frate, să vină Champions League-ul. Hai să vezi ce facem noi acum în Champions League. Și chiar să verific un lucru, eu cred că deja Bazunu, a.k.a. Bazatu, e aproximativ ca și tipul ăsta, nu? Ca rusul nostru. Unde statisticile alea de portar? Așa. Totuși, rusul e încă un pic mai bun la reflexe, la kicking și handling, dar la diving și positioning, Bazunu deja a evoluat foarte bine. Wow! Ok, bravo, măcar acum știu că amândoi la același nivel și prin urmare, desigur, e altfel, știi cum zic, știu că se accentează unul, pac, e cileanul, l-am pe celălalt care e la fel, e treabă bună. Ok, așa, we are the better team, super, next, așa l-am făcut și pe Oziacup mai fericit, mai happy. Și ia să vedem, primul meci după nebunie, dublă Barco, Costache și Wea. Sunt jucătorii care au dat golurile în acest meci împotriva celor de la Dinamo. Deja nici nu prea mai e ce, e clar că în campionat noi suntem capi de listă, noi vom fi mult timp de acum încolo capi de listă.
Stai picuț, stai, ce? I've noticed that for upcoming match, așa, the choice of captain is lacking leadership and must suggest as the ship, bla 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 bla. Ah, ok, am înțeles, legat de capitanul echipei, ia squad hub, ba nu, nu aici, așa, tactics, rules, Bonaventura, bă, dar e Bonaventura capitanul, ce rost are. Penaltis, 68, Barco are 79, opa, deja avem jucători care totuși știu să dea penaltiurile, deci e altfel. Bonaventura, tot el cred că e cel mai bun la aceste lovituri, da, life accuracy și toate cele, da, ok. Bun, ne oprim aici cu acest episod și desigur că ne vom auzi. Nu știu dacă mai jucăm în campionat, că e clar că o să câștigăm, poate dacă vreți 2-3 meciuri. Dar cred că ne vom auzi de-abia în sezonul viitor când vine Messi și toți ăștia șmecheri, ștecheri. Și desigur poate facem și un scurt episod de statistici și evoluări, știu și eu ce să zic. Știu că poate nu mulți vă uitați acel episod, dar eu zic că este o parte importantă din acest joc să vezi fiecare jucător cât de bine a performat, goluri, cât de bine a evoluat unul sau altul, poate vă faceți o idee despre anumiți jucători care poate nu știați de ei, poate te gândeai și tu, bă, e mișto jucătorul acela, dar oare se merită sau nu se merită? Și așa cu acest tip de episod statistici și evoluări îți dai seama cu adevărat potențialul lui și, bă, poate îl cumpăr, poate nu îl cumpăr. Bun, hai că nu mă bat din gură de ampixul. Ne auzim pe data viitoare, dragi prieteni, uitați-vă rog frumos de acel click pe buton de like, numai bine, pa, pa!